Salutare lume, bine ați revenit la un nou episod cu achizițiile mele din piața de vechituri, din Oser, Cluj-Napoca, episodul cu numărul 54, pe toată perioada de timp de când fac această serie, și episodul cu numărul 7 pe anul acesta, 2024. Urmează să schimb treptat toate thumbnail-urile, să updatez episoadele, dar am fost leneș. Ca idee, am găsit chestii interesante pentru mine, nu știu pentru voi cum o să fie. Dacă vi se par interesante, ia spuneți în comentarii. Nu am sărit din chestiile la care mă uit de obicei. Deși am pierdut foarte mult timp căutând CD-uri cu muzică și din toate CD-urile cu muzică, doar pe ăsta l-am luat, Nellyville. Albumul ăla care își trimite mesaje cu Excel-ul sau să sună, nu mai știu ce face. Îți dai seama că s-o gândit, hai că punem cu, îl sun de pe Excel, că și așa nu știe nimeni că tu îl sun sau îi dai mesaj de pe Excel, nu știe nimeni ce Excel-ul. Bun. Și noi chiar am crezut că îi trimite mesaj. Deci, inteligentă mișcare. CD-ul ăsta e chiar ok, condiție bună, carcasa e da, crepată, la cum s-a aruncat pe acolo, da, asta e, fost 10 lei, a zis doamna aia să mai îmi aleg, să mai caut, dar n-am găsit numai chiar maxi single-uri cu 2-3 piese și am zis că nu are rost să le cumpăr, așa că muzica pe ziua de azi, pe weekendul acesta, a fost acest album. Mi-am mai pus deoparte pe săptămâna viitoare un album de la, de fapt un mixtape de la The Game. O să-l vedeți cel mai probabil în videoclipul următor. Cam atât pe partea de muzică. O să trec la partea de jocuri. Am luat așa două jocuri, unul de PlayStation 2, l-am luat pentru că CD-ul e chiar în condiție foarte bună, îl mai am, dar CD-ul ăla e praf. Singura chestie e că e manualul și coperta în limba germană. Jocul e multilanguage, vedeți că și rulează pe televizor, chiar se prezintă foarte ok. Mai aveau jocuri de PlayStation 2, dar ca de obicei toate în limba germană. Așa că ăsta l-am luat, am verificat frumos pe screenshot-uri să văd dacă are și limba engleză, că de obicei cele care au limba engleză cam păstrează screenshot-urile în engleză, iar cele care sunt traduse nu le mai, care le schimbă în germană sau ce limbă o fi. Și da, e multilanguage. Jocul în consolă funcționează fără probleme, a fost 15 lei, preț bun, chiar foarte ok. Dacă cumva aveți un CD praf pe acasă, dar aveți manual și copertă în limba engleză, scrieți-mi, poate m-a ajutat să-l transform într-un complet în engleză. Așa. Deci acesta este primul joc, a fost 15 lei. Încă un joc, de data asta de PC, nu prea cumpăr eu jocuri de PC, dar acesta, No One Lives Forever, e complet tradus în limba română, bineînțeles manualul și coperta, chiar foarte interesant, e pe două discuri, discurile sunt un pic mai... Nu le-am observat atunci, au ceva zgârietul, dar nu cred că ar trebui să fie problemă. Ce bine arată discul ăsta, CD-ul. Este cu muzică. Și ăsta e CD-ul de joc. Ăsta arată mai bine, nu știu, cred că... CD-ul ăsta cu muzică s-o zgâria mai mult cum îs... Nu încap amândouă ok aici în... carcasă. Da, na, pentru 5 lei cât a fost, eu zic că o meritat. S-a
curios dacă pot să-l instalez la mine pe calculator. Așa, de fapt să-l instalez că n-am unitate optică. Cam asta e cu partea de jocuri. Nu prea am găsit sau ce am găsit, ori erau neinteresante, ori erau în limba germană, așa. Trec la partea de lectură. Un Playboy, numărul din noiembrie 2001. Revista chiar arată foarte bine. Nu o să vă arăt în interior, că pe aia trebuie să pun videoclipul interzis sub 18 ani. Dar, na, slăbuț, e cam multă reclamă. Mai mult reclamă decât Gina Pistol. Gina Pistol se întoarce. Nu. Ăsta a fost, nici cum n-am putut negocia cu doamna aia. Atât au lăudat-o de, o trebuie să o cumpăr. A fost 25 de lei. Cam mult. Da. Na, asta e, nu tot timpul scos prețul care vrei. Deci, Playboy, noiembrie 2001. 25 de lei. Și voi trece la ultima achiziție. Știți că v-am obișnuit cu console. Da, weekendul trecut am avut parcă Nintendo Wii U. De data asta am un Xbox 360. Ia să iau așa pe rând. Mi s-a încălcit aici. Are alimentarea. Singura chestie care îi lipsește îi controllerul cu Kinect. O să vină și video de test. Cablu AV și chiar chiar super chestia asta, care cablu de ăsta și nu-i pe HDMI, că o să-i fac testul pe CRT-ul ăsta din spate. Chiar eram curios să văd cum se vede un Xbox 360 pe CRT-ul și acum am ocazia. Cablu AV cu alimentare, de fapt continuarea la alimentare, dai cu de asta de UK, nu-i problemă. Și consola în sine, o țin cu capul în jos, voi nu ziceți nimic, o țin cu capul în jos. A fost în total 130 de lei, destul de prăfoasă, dar la sigiliu nu s-a umblat. Sunt curios dacă merge, dacă o să găsești ceva joc în interior. Da, o să vedeți și voi în testul de consolă. Cam acesta a fost episodul. Mulțumesc de vizionare și ne vedem în curând cu noi videouri. Salut!